Ziua Internațională a Limbii Materne este o sărbătoare ținută anual la 21 februarie în întreaga lume, cu scopul de a promova diversitatea lingvistică și culturală, precum și multilingvismul. A fost anunțată de UNESCO pentru prima oară la 17 noiembrie 1999 și a fost recunoscută de Adunarea Generală a Națiunilor Unite prin aceeași rezoluție prin care 2008 a fost declarat Anul Internațional al Limbilor. În 21 februarie 1952, când zona care este acum Bangladesh făcea parte din Pakistan sub numele Pakistanul de Est, mai mulți studenți care manifestau pentru recunoașterea limbii bengali ca una dintre limbile vorbite pe teritoriul statului Pakistan au fost uciși prin împușcare la Dhaka, actuala capitală a Bangladeshului. Sacrificiul acestor studenți este onorat în fiecare an prin încurajarea multiculturalismului și promovarea de măsuri de protecție pentru limbile și dialectele considerate a fi în pericol. Potrivit UNESCO, se estimează că cel puțin 43% din cele 6.000 de limbi vorbite în lume sunt pe cale de dispariție. Doar câteva sute de limbi le-a fost acordat cu adevărat un loc în sistemele educaționale și în domeniul public, iar mai puțin de 100 de limbi sunt folosite în lumea digitală. Limba maternă este cel mai puternic instrument de conservare și dezvoltare a patrimoniului tangibil și intangibil. ONU consideră că toate acțiunile ce promovează diseminarea limbilor materne servesc nu doar scopul încurajării diversității lingvistice și educației multilingve, ci ajută și la dezvoltarea conștiinței tradițiilor lingvistice și culturale în întreaga lume și la inspirarea solidarității bazate pe înțelegere, toleranță și dialog. Știți care este cea mai vorbită limbă din lume? Cea mai vorbită limbă este mandarina. Mandarina este limba oficială vorbită în China și Taiwan. Întrucât populația Chinei depășește puțin un miliard, se poate afirma că din 7 persoane de pe glob, una vorbește mandarina. Așa deci, oportunitățile, tradițiile, memoria, moduri unice de gândire și expresie reprezintă resurse valoroase pentru asigurarea unui viitor mai bun, dar care sunt de asemenea pierdute odată cu pierderea unei limbi. Voi, ce limbi străine cunoașteți? We'll be right back.